Dar ce faceți nebunilor? Băi, pula mea, calmează-te. N-ai auzit. Te mai cea continuarea jocului. Băi, am vrea să vă mulțumesc că țin timp să carc asta și eu o să încerc să fac așa un fel de live gameplay, deși e noapte și practic tot ceea ce trebuie să facem e să așteptăm să treacă noaptea și eventual să supraviețuim, dar totuși o să încerc să fac un live gameplay, adică principiul de filmez și vorbesc în același timp, pentru că după care, după ce v-ați obișnuit cu mine, cam în asta constă. În asta constă practic canalul nostru și în foarte multe episoade de Seven Days to Die. Și mulțumesc pentru susținerea voastră pentru ultimele episoade, fraților. Pentru că au fost grozavă. No, bun. Faza e că aici e noapte, știi? Aici vine noaptea, în Seven Days. Probabil eu nu văd niciun căcat pe ecran. Probabil o să editez videoclipul ăsta. Mai mult ca sigur. Uite acolo un cojones. Bă, n-au oare ce se... nu mai avem stonarom. Cam nastol. Oh, hello. Numai unul pentru că avem numai bucată de... Dar oricum nu mai aveam piatră, deci... Like. Mi se pare ciudat și am zis că poate descoper, dar nu acum. Mai mult ca sigur nu acum. Bă, dar n-avem o lanternă. Hai să facem niște bandaje. Ziceam, eu mă rog pentru mine, mă gândeam că poate o să descoper niște... Bă, nu-i vă capul. Unde-i mâncare, așa, alte chestii? Ia uite, veni noapte, practic. E asta s-a stat așa, e ciudat. Bă, ce-i cea Minecraft style? Și vorbind, fi vorba de Minecraft. O să vină un videoclip, ai de capul meu, dar ce întâlnire aici? Hello? Aici e fier și n-am cum să trăiesc, adică nu ar vrea... Băi, așa sinistru. Cred că o să-i dau un fast forward la chestia asta. Yes. În fine, vorbim despre Minecraft. Aici nu mă stai. Când până pe ce am avut niște zombiloi. În una din casele astea e un zombie. Bă, ăștia s-au respawnat. Ce? Asta nu-i logic, pula mea. Nu e logic ca aia să respawneze înapoi. Puțin ajutor de la Dumnezeu. Asta e distrus, da? Repair nu am cum să-i dau, numai scrap. Cu ce pot să-i bat? Pot să-i bat cu stone axe-ul, pus avem și iron axe pentru ca să tăiem chestii. Da, hai să dăm un fast forward la chestia asta și ne vedem dimineață pentru că it's like bullshit. Bun, e ora 5 jumătate. Ori să risorli și putem să începem aventura, să luăm la capăt hip-hip ura. Practic am stat aici și am dat am așteptat. Bă, eu nu știu ce o să întâmplă în ziua asta. Ideea e de preferat. Mamă, cât fier trebuie ca să faci așa ceva. De preferat îi să reușim să facem și noi mai mult de două chestii. Pentru că... Hai să mergem după fier, fraților, pentru că tot avem nevoie... după lemn. Pentru că văd că tot avem nevoie. Nu știu, stau și mă gândesc că asta ar fi o zonă drăguță de fixat. Gen aici avem niște barboare, eventual chiar și în chestia asta, dar trebuie să o golim. Ceea ce un pic cam... Bă, ăla e un câine, să-mi bag pula. Deci dacă ăla nu-i câine... Da, era câine.
Băi, ce bine că l-am văzut la fix. A, în sfârșit avem nevoie de apă. Asta vreau să vă spun, dar asta e partea nasoală când fac... Ok, zombie. Partea nasoală când facem live gameplay. Da, mă rog, eventual episodul ăsta o să lăsăm în live gameplay. Uai, ce stim în deșert. Partea nasoală când faci live gameplay e că... Câteodată trebuie să te mai și focusezi la ceea ce faci in-game. Știi? Adică nu pot, știți foarte bine că eu nu sunt tipul ăla de persoană care poate să vorbească extraordinar de mult când se joacă. Sau cel puțin când faci chestii. Bă, da, gata, m-a mirosit toată lumea. Poate nu vine, dar poate nu vine după noi. Bine după noi. Interesant. Hai să mergem. Eu sunt foarte bucuros că suntem lângă deșert. Îmi place deșertul că e liber, deci e posibil. Oh, hello. Da, am destul de mâncare. Mamă, dar ce frumos arată jocul acum. Holy fuck. Hai să bem apă, că suntem thirsty. E posibil să ne facem gen o mini bază în deșert, pentru că e liber și pot să văd că e practic mai ușor. Bă, dar unde văd? Ah, ok. Dar nu văd nivelul de apă și alte căcaturi, doamne ferește. Enervant. Mă rog. Și o să ne facem eventual una din casele astea să fie a noastră. Uite un zambalou acolo. Un lemn, bă, dar numai un, efectiv un lemn ne dă, holy fuck. L-au fugit, nu mi atacă. Lol. Și-a ciudat. Nu știu, cum, având în vedere că n-am mai atins de foarte mult timp de jocul ăsta. Bă, nu pot să dau repair, pot doar să dau scrap și eventual fac alta după aia. Wooden club, let's go for it. Ce fai? Îmi trebuie foarte multe stonuri. Du-te, fii-te, te împiști, da, mătii. Doamne, ce m-a speriat, doamne, ferește. Bă, cât timp nu dau, hai să luăm pozitiv. Și ciudat o să-l tăia. Cât timp nu dăm de zombalăi, nu de zombalăi, de câini, ok. Să adunăm zombalăii. Se adună zombalăii. Îmi place că am impresia că jocul devine un pic mai dificil decât era. Adică nu mișcă mai bine. Asta aș vrea... Aici am dat deja loot și mi-am luat eu... Ap, n-am dat loot. Ok. O să trebuie să facem baricade. Sau baricăți, sau... Mă rog, gata, înțeles voi. Înainte puteam să dăm loot la zombie. Acum nu se mai poate. Și mi se pare tristă faza. Ce dra... Ai, de pula mea. Mi se pare foarte tristă faza că nu mai poți da loot la zombie. Pentru că făceam foarte mult loot din pricina zombalăilor. Știți ce zic? Și asta era bine. Mă rog, multe lucruri nu mai ies cum a fost. Asta am putea să-l omorâm pentru mâncare. Dar nu. Multe lucruri nu mai sunt cum au fost. De exemplu, înainte puteai... ce puteai face? Nu mai știu ce puteai face. Nu mai știu ce. A, ba da! Cu cât craftai mai mult, cu atât astea aveau durabilitate. Dar acum nu mai e așa. Acum trebuie să înveți ca să aibă multă durabilitate, să le combini. Adică cel puțin așa era când jucam noi, știți foarte bine. Ok. Hai să vedem, poate face niște curat în inventar pe aici. Nu. Stonex. Nu la favorit. Un stone.
Unde luăm noi acel un stone? Eventual îl căutăm. Eu sunt foarte bucuros de pistolul ăsta care l-am găsit în ultimul episod. Pentru că, hello, cerbul, nu o să fug după el. Pentru că, practic, cu pistolul ăsta noi putem face niște multe chestii. E o oportunitate, practic, pentru noi pistolul. Și un foarte bun început. Nu știu, cel puțin așa mi se pare mie. Hello. Mamă, bă, dar noi suntem aproape de oraș. By the way, pentru persoane care s-ar întreba, da, asta îi o random gen. Bineînțeles că nu-mi dă piatră dacă fac asta. Aici asta. Out of stamina. Eu nu mi-e random gen pentru că nu vreau să joc, n-aveți game. Nu vreau să joc lumea aia basic. Pentru că, după cum îi spun numele, e prea basic. Eventual o să distrugem noi piatra sau două. Ca să putem... să putem crafta ca ce avem noi nevoie. Nu ne interesează fierul ăla, al șarung. Nu mi-e un inventarul degeaba. Nu, dacă puteți observa în dreapta jos, să vede experiența care o primim. Și... itemele. Asta văd că a rămas. Fierul nu ne interesează, tati. Stilarea. Nope. Campfire, încă una. Bă, lasă-mă stone-ul, tu dă-mi acolo. Unde ești campfire? Basics. Avem bandage, avem bedroll, practic numai campfire-uri mai trebuie. Hai să mai luăm niște lemne. Lemne, dar eu mă duc după piatră. Lasă-i bine, strong, lasă-i bine. Nu știu, mi se pare mult mai easy să luăm piatra așa direct. Prin direct mă refer direct din sursa asta de piatră. De legi și alte căcaturi. Pentru că, I don't know, it's like... Nu știu, mai... Mai ușor, efectiv, nu știu, nu pot să vă explic chestia asta. E doar mai ușor. Just do it. Și aici. Hai dat niște loot. Probabil o să încercăm să ni și punem deja. Să ne alegem una din căsuțele astea. Asta nu vreau că sunt de lemn și noi. Nu cea mai bună alegere. Hello. Are în armă. Gata, nu mai putem face astea toate. Să-l omorăm și pe asta? Știu că o să ne atace, de asta mă duc mai în spate. Vedeți ce zic? Acum vin și tot zombalele din jur. Băi, înainte de niște foarte multe update-uri, nu existau așa multe animale. Bă, dar urâtești. Doar pentru informații, înainte existau numai cerbi. După aia au adăugat lupi. Eu, mă rog, cerbi și câini, dar câini infectați și nu-i pun la număr. Fac ce distrugere că a spus să intre acolo. Când erau infectați, știți, asta se zice că nu-l punem la număr. Cum se cheamă? Erau cerbi și aia era practic singura sursă, dar deja am văzut doi cerbi. Și chiar în cambăr. I know. Stați la somn. Îi aud, dar nu-i văd. Hai să nu intrăm acolo. Ce ziceți?